Vă salut, dragii mei! Sunt Elena Oprică și vă mulțumesc că urmăriți Descoperă Lumea TV. Există dovezi care arată faptul că pe Pământ au existat civilizații foarte avansate în perioade ce depășesc cu mult în vechime aceste repere oficiale ale istoriei. În concepția oficială actuală, specia Homo sapiens, din care facem și noi parte, s-a desprins prin evoluție naturală din rândul maimuțelor acum aproximativ 200.000 de ani. Se consideră că omul primitiv ce a existat în acea perioadă a evoluat gradat către stadii tot mai avansate de civilizație, ajungând ca acum circa 10.000 de ani să realizeze primele forme de agricultură, să inventeze scrisul acum 6-7.000 de ani și să învețe să prelucreze câteva metale în urmă cu 5-6.000 de ani. Există argumente foarte serioase, susținute de evidențe materiale concrete, ce indică faptul că pe planeta noastră au existat civilizații foarte avansate în perioade ce depășesc cu mult în vechime aceste repere oficiale ale istoriei. Vom evidenția în continuare o serie de artefacte ce servesc drept dovezi în acest sens. Ele sunt însă atât de neobișnuite încât au fost denumite artefacte anomalii, adică obiecte ce au fost descoperite în afara locului, din timp și spațiu, unde se consideră că ar fi fost plauzibil să fie găsite. Unii savanți spun că ele pur și simplu nu ar trebui să existe, conform liniei oficiale, întrucât datările lor indică o vechime de zeci de mii, de sute de mii sau chiar de milioane de ani. Au fost descoperite sute de obiecte de acest gen, iar multe dintre ele au fost chiar foarte atent studiate și documentate. Unul dintre cercetătorii care a investigat în mod minuțios acest domeniu este Michael Cremo, membru al Societății de Istoria Științei din Statele Unite și membru al Asociației Mondiale a Arheologilor. Împreună cu dr. Richard Thompson, doctor în matematică, el este autorul cărții Arheologia interzisă, istoria ascunsă a rasei umane, lucrare care a avut un imens succes internațional, fiind vândută în peste 200.000 de exemplare și tradusă în mai mult de 20 de limbi. Cartea documentează o impresionantă bază de date ce evidențiază faptul că ființe asemănătoare nouă au existat pe Pământ încă de acum sute de milioane de ani. Cei doi autori susțin că istoria oficială este departe de a fi corectă și reală. Ei și-au prezentat rezultatele acestei cercetări inclusiv în mai multe emisiuni de televiziune și radio, evidențiind astfel concluzia că în ultimii 150 de ani au fost sistematic blocate de către stabilimentul științific curent multiple dovezi care răstoarnă în mod evident concepția oficial acceptată a istoriei. Așa cum era și de așteptat, aceste argumente au fost însă și sunt în continuare considerate revoltătoare de către savanții ce susțin versiunea convențională a istoriei. De altfel, este destul de cunoscut în mediul universitar faptul că a dezbate asemenea lucruri aduce consecințe dezastruoase pentru o eventuală carieră academică. Michael Cremo și Richard Thompson au avut totuși curajul să înfrunte dogma istorică oficială și au oferit o serie de argumente ce indică faptul că în lumea istoriei și arheologiei zilelor noastre operează un fel de principiu de filtrare a informațiilor, fiind selectate să ajungă publice doar acele date care nu contravin liniei teoriilor acceptate. Într-unul dintre interviurile sale, Michael Cremo afirmă că la o analiză mai profundă putem constata că, de fapt, toate valorile noastre în viață derivă din răspunsurile pe care le dăm unor întrebări fundamentale, cum ar fi cine suntem și de unde venim. El susține că este foarte important să înțelegem că adevărata origine a omului este de natură spirituală, fiecare dintre noi fiind, în esență, o conștiință pură,
însă dacă oamenilor li s-ar spune public aceasta, atunci ei nu ar mai fi dispuși să se supună acestei lumi materialiste așa cum o fac acum. Există puternice interese financiare și politice, spune Michael Cremo, ce urmăresc să țină oamenii preocupați doar de aspectele materiale, de producerea și consumul a cât mai multor produse, cetățenii devenind în felul acesta tot mai robotizați spre beneficiul celor care manipulează aceste interese, adică guvernanții, bancherii, industriașii și chiar unii membri ai stabilimentului științific, care vor cu toții ca lucrurile să rămână așa cum sunt acum. Există și alți cercetători curajoși care au îndrăznit să spună adevărul, în ciuda dezaprobărilor și ridiculizărilor care au venit din partea mediului științific convențional. Să vedem în continuare câteva asemenea exemple senzaționale de cercetări și descoperiri cu totul neconvenționale. În anul 1966, câțiva arheologi au descoperit în Mexic, la Huehuetlaco, o serie de unelte destul de complexe din piatră ce păreau a fi extrem de vechi. Pentru a le data, a fost chemată o echipă de geologi americani din cadrul US Geological Survey. Acești geologi au folosit 4 metode diferite de datare, foarte performante. După câțiva ani de cercetări, rezultatele au indicat că vechimea respectivelor artefacte era situată undeva între 250.000 și 350.000 de ani. Acest rezultat nu a fost însă găsit plauzibil de către unii savanți consacrați care au ridiculizat concluziile studiului geologic respectiv pe motiv că în acea perioadă Homo sapiens nu avea cum să fie existat. Ca urmare, așa cum aflăm din investigațiile jurnalistului american Neil Steed, șeful departamentului arheologic al guvernului mexican a dispus ca situl respectiv să fie închis, iar toate artefactele și materialele asociate să fie confiscate. US Geological Survey a fost somată chiar prin secretarul de stat al Statelor Unite să modifice datarea. A fost astfel tăiat un zero din coada valorii datării inițiale și apoi s-a anunțat oficial că rezultatul final este de 35.000 de ani. Știind că slujbele lor sunt în joc, niciunul dintre membrii echipei geologice nu a îndrăznit să se opună, cu excepția unei cercetătoare pe nume Virginia Steen McIntyre, care avusese până în acel moment o reputație științifică internațională foarte bună, cu perspective de afirmare dintre cele mai strălucite. Totuși, odată ce a luat decizia de a susține pe cont propriu versiunea inițială a datării, ea a fost însă gradat repudiată din mediul științific internațional, iar cariera ei universitară a fost ruinată. Nimeni nu a mai dorit să o angajeze nici măcar ca geolog, ea ajungând în urma acestor situații să fie nevoită să lucreze o perioadă pe un post de simplu grădinar. Acesta nu a fost însă un caz singular. Într-un mod similar s-au petrecut lucrurile și cu Tom Lee, un arheolog canadian ce a avut ghinionul să descopere un sit foarte vechi pe o insulă din Marile Lacuri. Sau cu Dee Simpson, care a găsit artefacte de 200.000 de ani în deșertul Mojave din California. Ori cu Louis Leakey, care a găsit și el unelte extrem de vechi în Africa. Sau cu George Carter, ce a găsit artefacte din perioade foarte îndepărtate în zona orașului San Diego, Statele Unite. Asemenea descoperiri au avut loc și în România. Una dintre ele a fost făcută în anul 1973 de câțiva muncitori care lucrau la o carieră de nisip de pe malul Mureșului, undeva lângă localitatea Iud. Ei au găsit la un moment dat, la o adâncime de aproximativ 10 metri, 3 bolovani de nisip pietrificat pe care i-au spart. În unul dintre ei au descoperit un ciudat obiect de metal.
a fost chemată la fața locului o echipă de investigație formată din specialiști, care după o operațiune de curățare au constatat că e vorba de un obiect confecționat, în principal, din aluminiu, în greutate de 2,5 kg, având dimensiunile de 20 x 12 x 7 cm. Pentru a determina compoziția exactă a obiectului, acesta a fost trimis la laboratorul Institutului Măgurele. Concluzia buletinului de analiză, buletinul numărul 380, proba NK2, emisă de Centrul de Cercetări și Proiectări pentru Metale Radioactive de pe platforma Măgurele, a fost aceea că respectiva piesă metalică este formată dintr-un aliaj având la bază aluminiul în proporție de 89% împreună cu alte 11 metale. Aspectul uluitor constatat a fost însă acela că oxidul de aluminiu de pe suprafața obiectului era neobișnuit de gros, ceea ce indica faptul că acea piesă a stat foarte mult timp în pământ, metalul având în mod clar o structură îmbătrânită. Metalurgiștii au stabilit că vechimea obiectului este de cel puțin 250.000 de ani. Uimiți de rezultate, cercetătorii români au trimis proba de lucru la un laborator din străinătate, la Lausanne, în Elveția, unde informația evidențiată la Măgurele a fost confirmată în totalitate. Detaliile obiectului sugerează faptul că piesa a făcut cândva parte dintr-un ansamblu funcțional și că a fost pierdută dintr-un motiv oarecare în albia de atunci a râului Mureș. Dar cine să fi deținut o asemenea tehnologie acum 250.000 de ani? Oamenii de știință au fost mai mult decât șocați, deoarece aluminiul în stare pură nu poate fi găsit în natură, iar tehnologia necesară obținerii unui grad atât de ridicat de puritate a fost disponibilă omenirii doar la mijlocul secolului al XIX-lea. Aluminiul a fost descoperit în laborator abia în anul 1825 de către Oersted, iar producerea sa pe cale industrială a început tocmai în 1883. Este evident că în cei 90 de ani care au trecut, din 1883 până în 1973, ar fi fost imposibil să se fi produs un strat de oxid de aluminiu atât de gros. Misterul nu a putut fi explicat în niciun fel și, în consecință, obiectul a fost încadrat la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei din Cluj, la secțiunea Artefact care nu se încadrează locului unde a fost descoperit. În anii care au urmat, obiectul a rămas spre păstrare la Muzeul Național de Istorie din Cluj sub denumirea de Călcâiul din Aiud. În anul 2005, editorii unei reviste, având ca temă OZN-urile din România, au găsit artefactul în depozitul muzeului și au făcut o oarecare vâlvă, publicând câteva articole despre existența acestuia. În 2007, obiectul a fost vedeta unei expoziții ce a avut loc în cadrul muzeului, dar în mod straniu a fost retras după puțin timp de către conducerea de atunci a muzeului. Este semnificativ că aceeași conducere a refuzat apoi și cererea de prezentare a obiectului într-o expoziție din Germania, cerere făcută de renumitul autor și cercetător în paleoastronautică Erich von Däniken. De atunci, oficial, nu se mai știe nimic despre Călcâiul din Aiud. În iunie 1851, revista Scientific American a retipărit un raport care a apărut pentru prima dată în Boston Transcript despre un vas metalic care a fost descoperit de către mineri în Dorchester, Mass., Statele Unite. Vaza respectivă a fost găsită în două părți printre dărâmăturile rezultate în urma dinamitării unor roci sedimentare solide. Lucrul ciudat însă este faptul că această vază fusese adânc încrustată în interiorul unei roci care provenea de la aproximativ 15 metri adâncime. Acest lucru indică faptul că a fost acolo pentru un timp extrem de lung, estimat la aproximativ 100.000 de ani.
Vaza în formă de clopot măsoară 10 cm înălțime și 12 cm la bază și este alcătuită dintr-un aliaj de zinc și argint, în timp ce părțile laterale sunt decorate cu modele de flori, toate încrustate cu argint pur. Ce civilizație confecționa asemenea vaze acum 100 de mii de ani? Acest artefact a fost menționat în mai multe conferințe, filme, documentare și cărți de specialitate. Mult mai recent, în anii 1991-1993, căutătorii de aur din zona râului Narada, situat în partea de est a munților Urali în Rusia, au descoperit săpând la adâncimi cuprinse între 3 și 12 metri o serie de artefacte foarte neobișnuite în formă de spirală. Cele mai mari aveau dimensiunea de 3 cm, însă existau și unele mult mai mici. Până în prezent au mai fost descoperite alte câteva mii de asemenea obiecte în apropierea râurilor Narada, Koshin și Balbaniu, precum și în apropierea două râuri mai mici. Obiectele spirală sunt compuse din diferite metale. Cele mai mari sunt din cupru, în timp ce cele mai mici și foarte mici sunt confecționate din tungsten și din molibden, care sunt metale rare și care au fost descoperite de știința modernă abia de aproximativ 150 de ani. Aceste metale necesită de altfel tehnologii foarte avansate de prelucrare, având în vedere că au o greutate atomică mare, sunt foarte dense și au un punct de topire foarte ridicat, 3410 grade Celsius tungstenul, respectiv 2650 de grade Celsius molibdenul. Măsurători exacte realizate cu microscopul electronic au indicat în plus faptul că aceste minuscule obiecte au fost construite în acord cu proporția Fi, numită și secțiunea de aur. Spiralele misterioase au fost examinate și analizate la Academia Rusă de Știință din Moscova, la Sankt Petersburg, precum și la Institutul Helsinki din Finlanda. Toate testele la care au fost supuse aceste obiecte indică faptul că vârsta lor este situată undeva între 20.000 și 320.000 de ani. Cine să le fi construit oare în acea perioadă, având în vedere că finețea prelucrărilor presupune cu siguranță nanotehnologii pe care știința actuală abia de curând a început să le pună la punct? Dragilor, cam atât despre subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!